Nimic. În primul rând, suntem în perioada de pregătire. Am început de 4 zile, 9 ani, pregătirea. Un meci de pregătire foarte bun pentru noi, cu un adversar cu nume foarte mare. Deci, când ne-au chemat și au zis că vor să facă un meci amical cu noi, am fost încântați, nu puteam să refuzăm, chiar dacă ne-am, să zicem așa, ne-am stricat programul, pentru că și noi și mâine avem alt meci, dar nu poți să refuzi un meci amical în care, pentru noi, cred eu că e o experiență importantă, unde fiecare jucător o să învețe foarte multe și ne bucurăm că avem șansa asta să jucăm cu ei. După aceea sperăm să o facem bine pe teren, sperăm să fim competitivi și să ne ridicăm la nivelul adversarului, care are un lot valoros, un club mare, jucători valoroși, și sper și noi să fim la înălțime. Vom face două formații, vor juca 4-5 cu 4-5, pentru că suntem în pregătire și e primul meci amical, primul meci de fapt care îl facem după 4 zile de pregătire, și vom folosi două formații. Chiar dacă în conștient vom risca, să zicem, rezultatul sau anumite riscuri ne le vom asuma, dar trebuie să folosim tot lotul, pentru că suntem în primul meci de pregătire. Cum a venit? De la cine a venit? De la ei. Cineva, Galata vrea să facă un meci amical, Galatasaray, și mi s-a propus și am acceptat. Şimdi Roman basını şunu sordu. Yani bu hazırlık maçını nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordu. Tabii ki Galatasaray'dan böyle bir teklif gelince şeref duyduk. Galatasaray büyük bir takım, büyük bir camia. Böyle bir takıma karşı hazırlık maçı oynamak bizim için de güzel bir şeydir. Her ne kadar ise biz Romanya'da 4 gün hazırlık yaptıktan sonra buraya geldik. Yarın da bir başka bir maçımız var. Fakat Galatasaray'dan böyle bir istek gelince hayır diyemedik. Bizim oynayacağımız bu maç bugün iki takım olarak kuracağım. Yani 45'er dakikalık iki takımla oynayacağız. Bütün takımdaki oyuncuların formlarını görmek istiyorum. Her ne kadar risk almamıza rağmen ki biz tam hazır değiliz böyle bir maç, büyük bir maçı oynamaya. Tabii ki şeref verdiler ve bunun için hazırız. Şeref. Da, am stat aseară vreo două ore cu dânsul. Ne-am amintit din perioada noastră foarte bună care am avut-o. Totdeauna o plăcere. Știu că va face foarte bine, va avea succes, pentru că un antrenor mare și un antrenor cu care cunoaște casa foarte bine și va aduce Galatasaray acolo unde își dorește toată lumea. Fatih Hoca ile görüşmeniz nasıl geçti diye sordular. Akşam kendisiyle 1-2 saat, 2 saate yakın sohbet ettik. Eski günlerimizi hatırladık. Tabii ki Fatih Terim gibi bir hoca Galatasaray'ın başına geçmesi büyük bir iştir. Çünkü kendisi bu evi biliyor, bütün oyuncuları tanıyor ve Galatasaray'ın yine de eski yerine getirmeye hazır olduğunu biliyorum. Când o să fim și împreună, o să fie și mai bine. Onunla beraber çalıştığım zaman diyor, daha iyi olacağını ümit ediyorum. O să câștigăm și în Europa iar. O zaman tekrar Avrupa'da da kazanabiliriz diye düşünüyorum. Asta ca o glumă. Bu tabii ki parantez içinde bir şaka olarak. No, eu am început pregătirea cu clubul meu. Deci sunt... V-am spus-o, nu stăm să repetăm acum. Deci, în momentul de față, gândurile mele sunt la clubul care l-am. Vreau să fac o echipă competitivă, tânără, foarte tânără. Acesta e obiectivul nostru până la vară, să construim iar o echipă frumoasă, tânără, care să joace un fotbal foarte bun, cu spirit ofensiv, și să mulțumească suporterii, spectatorii, să vadă o echipă frumoasă care joacă un fotbal bun. Tabii, yine de bir Galatasaray bir gün dönmeye hazır mısın diye sordular. Ben şu anda sadece kendi takımımla hazırlık kampı dönemini geçirmek için buradayım dediler. Ben
benim şu andaki niyetim kendi takımına bakmak ve kendi takımını yani yaza kadar iyi bir genç bir takım oluşturarak yine de Romanya liginde güzel işler yapmak. O güzel futbol oynamak. Ve güzel ve ofansif bir futbol oynamak istiyorum. Evet, tamam. Legate Yanis are din partea Fiorentinei, noi suntem în discuții în continuare cu Fiorentina să ajungem la un acord. Fiecare parte suntem pe un drum bun. Yanis se lăsa de Fiorentina să se antreneze cu noi până pe 17 și să joace cu noi și meciuri amicale. Deci e lăsat de Fiorentina într-un acord club-club și va juca după masă, pentru că probabil își dorește mult că n-a jucat de mult. Noi facem ce putem, ne dorim jucătorul foarte mult. Mai bine spus, ne dorim să luăm capitanul înapoi. El a fost capitanul nostru și automat ne dorim să ne luăm capitanul, pentru că e un băiat, un jucător tânăr care viitorul din momentul de față, cred că a arătat că a trecut la altceva, în sensul că investim și cumpărăm jucători, dar rămânem pe aceeași linie, jucători tineri de mare perspectivă, care într-un fel acum s-a făcut o investiție foarte mare și sperăm că el să revine și să avem succes. Yanis în durumunu kırdılar. Fiorentina takımıyla şu anda bir anlaşmaya vardık ve iyi bir yoldayız. 17'sine kadar bizim takımla antrenmana çıkması için izin verildi ve hazırlık maçını oynaması için izin verildi. İyi bir yoldayız. Herhalde diyor en sonunda onu kendi takımımıza kazandıracağız. Yani bu sözleşmeyi, kontratı imzalayacağız ve çünkü biz genel Vitor'u takım olarak hep gençlere ve geleceği vaat eden gençlere yatırım yapmak istiyoruz ve Yanis bunların arasında yer almaktadır. Takımımızın eski kaptanı ve tekrar kaptanımızı kazanmak istiyoruz. Cel mai bine să-l întrebați pe Eric, nu pe mine. Eric a venit la mine, la noi, la club și ne-a spus că are o ofertă foarte importantă pentru el, la vârsta care o are, iar clubul nostru a încercat să fie deschis, așa cum e deschis cu fiecare jucător, așa și cu el, deschis să negocieze, să-i fie bine, pentru că lui Eric îi va fi mult mai bine. Noi, dar știți cum e, când un jucător are o ofertă, noi totdeauna suntem deschiși și îl ajutăm, îl sprijinim și să-i fie bine. Atâta. Restul nu e așa cum s-a speculat sau cum a speculat unii dintre dumneavoastră, colegi de-ai dumneavoastră. Deci Eric, întrebați-l pe el, el ne-a adus oferta, așa că nu e din partea noastră. Așa că avem puține de comentat. E succes, e o muncă grea, dar întrebați-l pe el. Deci nu pot să răspund eu numele lui. Eu atât doar îi spun că îi doresc succes și îl sprijin, cum și el mă sprijină. Un coleg, un prieten, un apropiat, așa că... altă întrebare, nu știu, vom vedea. Nu știu ce v-a zis dumneavoastră, eu știu ce am auzit de la el, încă nu e pregătit sau nu dorește în momentul de față să candideze, așa că cer o stare să vorbesc. Iar creăm povești. No, realitatea, întrebați-l pe Ionuț, Ionuț să vă răspundă, nu pot eu să vorbesc în numele lui, pentru că vorbim de lucruri mari și lucrurile mari nu putem doar să le comentăm. Nu mă interesează altă întrebare. Nu depinde de mine. Deci n-am. Este și Cosmin Contra în această perioadă în Antalya pentru a urmări jucătorii în perspectiva echipei naționale. Nu știu dacă ți-a bucat să vă vedeți.
A fost secunzia, seara a fost la antrenament, au văzut antrenamentul, s-au interesat, el e plecat, am înțeles, a făcut o deplasare, ne bucură. Deci, bine, vede. E bine că e aproape de echipele de România. Păi ce să facă antrenorul echipei naționale? Să vadă jucătorii, nu? E normal, în această perioadă și totdeauna ei trebuie să vadă și să selecționeze jucători. Acesta e antrenorul echipei naționale. După aia fiecare, după ideile lui, după conceptul lui, după stilul lui, fiecare, după criteriile lui, așa că, da, e normal și logic să vină. Încercăm, noi totdeauna suntem tineri și vom rămâne tineri, așa că linia aceasta o să o avem și de acum încolo, în continuare. Da? De ce nu? Deschis. Ce se întâmplă cu Cristi? Cristi ușor, ușor rămâne cu noi până la vară, va juca cu noi și probabil va fi bine de la vară încolo. Da. Și rămâne la viitor, lucru foarte bun pentru noi și o să fie și lui bine. Lăsăm pe el să vorbească, lăsați să... Când va fi concret totul, va vorbi el, își va exprima părerea lui. Dar e foarte mulțumit de ce se întâmplă și ne bucură faptul ăsta. Până la vară ne ajută și pe noi, până la vară să ne atingem obiectivele. Mai sunt, nu. Hai să rămânem aici cu ce... meciul de astăzi și conferința de astăzi. Uite, probabil că mai este un transfer important, inclusiv să a plecat de la Antrenorul ca la Sparta Praga. Este bine pentru el, pentru echipa națională acest pas? Vom vedea, e decizia lui și o susținem, o îmbrățișăm și îi urăm să aibă baftă. Face parte din viață toate astea. Deci, el știe cel mai bine. Ei au luat decizia. Nu pot să mă duc mai mult de atât. Baftă multă, să joace bine și să aibă randament și la echipa de club și la echipa, și la echipa națională. Da. Okay? Ok? Mulțumim frumos. Trecem. Soralum. Haide. Bacalum. Nu știu ce vreau să spun. Fatih'im geldi. Neler düşünecek Galatasaray başa oluyor mu? Bir de beraber Arda ile oynamıştı. Arda da Başakşehir'e geldi. Barcelona'dan geri dönüşü nasıl yorumlayacak? În primul rând, când spui Fatih Terim, n-are rost să mai... un om al casei, un câștigător, o experiență la toate nivelurile foarte bună. Fatih Hoca der ki, tabii ki başka bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü Galatasaray evini tanıyor, çok iyi biliyor, çok büyük tecrübeye sahip olan bir performanse la nivelul cel mai mare. İnsandır. En yüksek seviyede performansları la toate nivelurile, insandır, la toate nivelurile, la toate nivelurile. Nu e o muncă ușoară, pentru că e o presiune enormă. Kolay bir şey değil, çünkü üzerinde büyük bir baskı var tabii ki. Clubul e mare, are pretenții multe, e o muncă grea care o are în față, dar sunt sigur că o să o facă bine. Önünde büyük bir zor bir iş var ama inanıyorum ki kendisi en iyi şekilde bunun üzerinden geçecektir. De partea cealaltă de jucători, viața de jucător, totdeauna vin oportunități, alegeri, n-am detalii ca să vorbesc prea mult, îi urez și v-ar da baftă, dar restul el poate să spună de decizie, de oportunitate, oportunitatea care a fost. Tabii că Arda ile ilgili pek fazla detayım yok çünkü bilmiyorum ama oyuncunun hayatı buradır. Yani profesyonel bir oyuncu her yerde imza atabilir. Kendisine başarılar dilerim. Atât a fost zicem. Bu kadar söyleyebilirim sadece. Buyurun. Hoş geldiniz beyefendi. Kendisi uzun yıllar Galatasaray'ın oynadı. Galatasaray'ın adını her yerde var. Ne zaman çağırırsa özel davetler, özel geceler, ortak konuları. Bugün de dahil yine Galatasaray'ın bir yerde var. Önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın bir işbirliği, Afrika olabilir, Afrika'ya çıkıp konular olabilir. Farklı konularda gördüğünüz Galatasaray'ın. Deci ai avut de-a lungul vieții multe contacte cu Galatasaray, ai jucat la Galatasaray, ești invitat la fiecare aniversare, la aniversarea Cupei UEFA, cum a fost ultima oară. Crezi că în viitor va putea exista o colaborare între viitorul, clubul cu viitorul și clubul Galatasaray, cel puțin la nivel de infrastructură, de copii juniori? De orice natură, de ce nu? Cum colaborez?
cu oricare din orice colț, de ce nu? Cum să nu? Nu depinde de mine, că eu sunt mai mic, ei sunt mai mari și atunci nu depinde de mine. Bu iş tabii ki bana bağlı değil çünkü Galatasaray büyük bir kulüp, benden daha büyük bir kulüptür. Yani onlardan böyle bir teklif de gelirse tabii ki değerlendirebiliriz. Sistem deskiş. Yani her şeyi açığız. Galatasaray taraftarı yıllardır Hacı'yı özlüyor. Galatasaray'da oynarken de dünyaya gelen Oğlu Yeniz şu an büyüdü ve bir futbolcu oldu. Geçenlerde de hocanın bir açıklaması vardı. Fiorentina oynatmayacaksa neden aldı Yeniz diye. Şu an o Yeniz'in gelişimini nasıl görüyor? Acaba şu an Galatasaray'da oynayabilecek bir seviyede mi? Cum vezi dezvoltarea lui Yeniz? Pentru că ne jucând la Fiorentina, în momentul de față a ajuns, să spunem, deci neavând meciuri în picioare. Crezi că este la un nivel la care poate să joace la Galatasaray? Sau poate ajunge la un asemenea nivel, așa cum ai fost tu? Eu nu pot să vorbesc înainte. În fotbal totul se vorbește în teren. Ben önceden böyle bir şey söylemeye mümkün değil. Çünkü her şey sahada belli olur. După părerea mea, care îl cunosc foarte bine pe Yeniz, cred că are un potențial enorm, un jucător foarte talentat. Dacă cred că va avea o carieră frumoasă, e un jucător cu calități extraordinare, dar ca orice tânăr, el trebuie să joace pentru a progresa, pentru că încă e în formare, are doar 19 ani, e în formare și învață în fiecare zi și regula numărul 1 e să joace 90 de minute. Meciurile vor face mai bun, chiar dacă de antrenamentul te dezvoltă, dar meciul te face cel mai bun. Tabii ki, Yeniz'i çok iyi tanıdığım için şunu diyebilirim. Yani gelişmesi için her şey mümkün. Yani her şey vardır. Yani yetenekli bir oyuncu. Bunun üzerine maçlarla katarak tabii ki daha iyi bir yere, daha iyi bir seviyeye gelebilir. Ancak diyor yani maç oynayarak, çünkü antrenmanda tabii ki her şey güzel, her şey belli. Ama 90 dakika maç oynayarak yani kendini daha iyi geliştirebilirsin. Ama onun geleceği vaat eden bir oyuncu, iyi bir performansa ulaşabilecek bir oyuncu ve ileride neler olacağını hep birlikte görürüz diye düşünüyorum. Dacă ai făcut de mine, e clar că are talent. Benim genlerinden olan bir oyuncu olduğu için herhalde %100 yani yeteneklidir. Ve %100 benim oğlum. Stați liniștiți că... Onun için yani bundan emin olun. Yeniz chiar e un decar veritabil, foarte bun. Yani gerçek ve çok iyi bir 10 numara olacağını inanıyorum. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz diyorum ben. Dacă era, de ce tratativele cu Fiorentina sunt mai grele? Pentru că e un jucător valoros. Neden Fiorentina olan şu andaki müzakereler, anlaşmaya varmak üzere bütün görüşmeler zorluğa gitti? Çünkü iyi bir oyuncu olduğunu onlar da fark ettiler ve de aceea se prelungește, că altfel mi-l dădea în secunda următoare. Çünkü ben gittiğim zaman hemen, yani iyi bir oyuncu olmasaydı hemen anında verirlerdi. Numărul 10 e de mai multe feluri. Nu toți suntem la fel, diferite fiecare, dar rolul numărului 10 e să facă diferența, nimic altceva. El schimbă meciurile, face diferența, creează lucruri în teren care e greu să le vadă altcineva. Are creativitate, are viziune. Dar toți suntem diferiți, nu suntem la fel. Nu-i bine să comparăm. Yani böyle oyuncular arasında bu 10 numara mukayese yapılması pek iyi bir şey değil. Çünkü her bir 10 numara farklı bir 10 numaradır. Dolayısıyla onları değerlendirirken yani sahada neler yaptığını, ne fark gösterdiğini, yaratıcılık sıkıştıcı meçhürle. Maçları kazanmak isteği o şekilde değerlendirmek. Să facă diferența. Yani o farkı yaratması gerekiyor. Asta e rolul lui. Onun görevi budur zaten. Da, și la școală cea mai bună notă e nota 10. Bunun için diyor okulda da, yani en iyi not, en yüksek not 10 numara. 10 numara. Okay. Dar și Yeniz are tot de care e, dar nu seamănă cu mine.
Yani, atât de realistic. Bana benzemiyor. Yani farklı bir oyun. Yalfel. Așa că nu suntem la fel toți. Important să nu facem comparații. Yani aramızda böyle bir mukayese etmesi mümkün değil çünkü hepimiz farklıyız. Ce adevărat e că De Caro creează și are o viziune care nimeni nu vede. Yani o bir on numara öyle bir yaratıcılık ve yani öyle bir vizyon olması gerekiyor ki hiç kimse bunu fark etmiyor. Ala jucătorul meu. O zaman diyor. O ha. Benim sevdiğim oyuncu. Eu pe ala iubesc. Ben onu seviyorum. Nu știu, nu pot să vorbesc. Bilemiyorum diyor yani. Dacă e la Galatasaray, cu siguranță că cine joacă la Galatasaray, cine este în lotul Galatasaray, înseamnă că e un jucător foarte bun. Yani Galatasaray'ın kadrosunda olan her oyuncu çok iyi bir oyuncu olduğunu yani çok iyi oyuncu. Başka bir şey yok. Yani çok iyi oyuncu. Dacă el n-ajunge aici. Başka türlü buraya gelmez. Nu. Buyurun. Fatih'in ardından takıma kadroda koyan Hasan Şaş, Ümit Doğalı gibi efsaneler de geri döndü. Kendisi çok büyük bir efsane. Taraflarda çok ayrı bir yeri var. Bu Fatih'in dışındaki ekibin takıma nasıl bir katkı yapacağını düşünüyor. Bu isimler kendisinde neler ifade ediyor? İlerleyen aslında cevap verdi. Takımımla devam etmek istiyorum ama ilerleyen günlerde tekrar Galatasaray'da bir görevde görebilir miyim? Așa cum spune, deci în momentul de față am înțeles. Știu că e greu, știu că e greu să construiască o echipă puternică cum a fost și acum pe vremurile noastre. Știu că el vrea să facă lucrul ăsta. Bizim zamandaki olan böyle bir takım, bir ekip oluşturması istediğini biliyorum. Zor bir iş bu, evet. Eu am spus că am două idealuri în viață. Ben hayatımda iki tane hedefim olduğunu söyledim her zaman. Unu să antrenez o echipă mare de club care să câștig cu ea. Birisi büyük bir klube, klubun başına geçerek, yani o kluble başarılı olmak. En iyi să câștig cu ea. Yani onu, en iyi yere gelmek. Și după aia să antrenez o echipă națională. İkincisi de care la fel să o fac, geçerek, să fie printre cele mai bune. Yani dünyada en iyi milli takımlar arasında yer almak. Sunt obiectivele mele personale. Bu benim şahsi hedeflerim. Muncesc pentru lucrul ăsta zi de zi. Sunt mai bun în fiecare zi. Să vedem dacă o să vină. Gün geçtikçe daha iyi olduğumu düşünüyorum ve neler olacağı hep birlikte göreceğiz. Eu cu Ogea împreună și cu toți colegii mei totdeauna o să am format ceva, un lucru puternic. Her zaman Fatih Hoca ile birlikte ve diğer takım arkadaşlarımla birlikte çok her zaman bu gücü gösteriyor. Am creat o istorie care probabil e plină de succese. Yani başarılı ve bir tarih yazdık diye düşünüyorum. Așa că în fotbal împreună cuvântul. Pentru mine acesta e lucru cel mai important, să știi să formezi o echipă și să fii împreună. Cât mai mulți, cât mai valoroși, cât mai buni, pentru că numai așa poți devii cel mai bun. Fotbolda tabii ki her zaman başarılı olmak için birlik beraberlik gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani böyle bir birlik beraberlikten güç sağlayabiliyoruz. Onun için diyor ben hep zaman bunu düşünüyorum. Kendime düşen katkıları da sağlamaya hazırım. Dacă o să am ocazia asta vreodată, bine, să pot să antrenez un club mare sau încă o dată Galatasaray ar fi o onoare pentru mine. Dacă va fi bine, dacă nu, altundeva. Yani, tekrar bir başka bir büyük bir klubun başına geçip veya neden olmasın Galatasaray'da olabilir. Yani benim için böyle bir fırsat verilirse bu fırsatları değerlendirmeyi istiyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Masim pregătit. Și așteptăm, am spus. Beklemedeyim. Orta özellikleri başına bir kısır nedir? Aldığınız bir anda ai fost antrenorul lui Arda. Cum vezi performanța lui Arda și trecerea lui de la Barcelona la Galatasaray? Crezi că va arăta același joc, aceeași performanță? Nu pot să vorbesc în contul altcineva. Başkasının adına konuşmak benim için zor. El trebuie să-l întrebați, pentru că e un jucător, numai un tânăr, un puști, e un jucător de mare experiență. Acum el vorbește mai mult, noi trebuie să ascultăm, pentru că nu... Era tânăr, am spus pe opinia noastră.
Gençken diyor tabii ki benim onun üzerindeki olan fikirlerimi söyleyebildim. Ama Arda trebuie să zică, el trebuie să vorbească. Yani, gençliğinden geçti. La experiența care o are, personalitatea care o are, el trebuie să vorbească. Și atunci. Eu olan bir oyuncu, bunları hepsini tamamen kendisinden sormanız gerekiyor. Hocam eski başka bir hocası, Şirçesku şu an Türkiye Milli Takımı'na teknik direktörü. Türkiye'de bir yabancı kuralı var. En fazla 14 yabancı oynayabiliyor. Şirçesku geldiği günden beri çözümün yabancı sınırını düşürmek olduğunu söylüyor. Sayın Hacı hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak Türkiye'de görev yaptı. Konu sadece yabancı sınırından mı ibarettir yoksa Türk futbolunu geçmesi için? Tu crezi că eu pot să știu mai bine din România ce e mai bine pentru Turcia? Atunci de ce nu mă luați? Aduceți-mă aici și vă dau opinia mea. Cum să fac lucrul ăsta? Romanya'dan yani Romanya'da yaşayarak diyor yani Türkiye için hangi şeyler daha iyi olacak? Sıçtı mı mai bine ca bilemiyorum yani sizden daha iyi bilemiyorum. Dolayısıyla bu konularda doar dacă vin într-o bună zi aici da o să-mi dau părerea după. Bir gün Türkiye'ye dönersem o zaman ancak o zaman fikirlerimi söyleyeyim. Şimdi konuşmuyor. Bilmiyor. Tamam. Hocam peki Türkiye'ye dönerse Vitor'un başkanlığı devam edecek mi? Dacă te vei întoarce în Turcia ca antrenor, vei continua ca să fii președintele sau patronul? Noi, nu știu, vom vedea. Ca orice club, nu știm, că vom vedea. Important e că eu vreau să-mi continui. Iubesc cel mai mult, cel mai mult care îl iubesc e să antrenez. Partea tehnică. Da, nu-mi place partea administrativă, chiar dacă o trebuie să am grijă de ea, îmi place foarte mult partea tehnică. Ben diyor, biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz ki teknik tarafını daha fazla seviyorum. Dolayısıyla idari tarafını, yönetici tarafını şöyle böyle. Evet. Mutlaka yapmak zorundayım şu anda yani kulübün patronu olduğum için. Ama ileride ne olacağı hep birlikte görürüz. Yani ama teknik tarafını onun üzerinde öncelik var. Olgun abi. Jatoliçi şu arada A takıma çıkaran ilk hoca kendisi. Jatoliçi Galatasaray'da teknikler karşı nasıl görüyor? Tu l-ai provocat. Păi după un an nu-l cunoașteți. Bir sene sonra onu tanıyamadınız mı? E un jucător cu calități fizice foarte bune, cu un picior bun. Fiziksel olarak kaliteli bir oyuncu. Sol ayağı çok iyi olan bir oyuncu. Dar el trebuie să facă față la nivelul lui Galatasaray, la presiunii care există la Galatasaray. Kendisi tabii ki Galatasaray'ın baskısını kaldırması gerekiyor diye düşünüyorum. Trebuie să facă față. Nu e ușor. Bu kolay bir şey değil. Nu e ușor. E foarte greu să joci la aceste cluburi mari. El dacă a ajuns aici înseamnă că e un jucător foarte bun. Yani, bu seviyeye kadar geldiğini düşünerek diyorum ki iyi bir oyuncu. După aceea trebuie să... Bu baskıyı kaldırması gerektiğini diye düşünüyorum. Vom vedea. Bun, abi. Geçtiğimiz günlerde vatandaşı ve meslekleşmesinde bir kanıt bir proje çıktı. Şöyle bir kelime kullandı. Türkiye'de futbolu çok seven bir cumhurbaşkanı var. O her gün içinde olan bir kişi. Sayın Taylar'dan. Eğer bizim de böyle bir futbolu aşık bir insan mı? Başımızda bir başkanımız olsaydı belki bir yapmasını güzel olur şu anda. Katılıyor mu? Görüşüne ne söyleyeyim? Acum câteva zile a fost... Susținere mai bună. Eu cred că în Turcia lucrul cel mai pozitiv și cel mai serios din punctul meu de vedere în momentul de față de mare nivel e susținerea sportului. Tabii, Türkiye'de şu an en iyi şekilde yapılan işlerin arasında spora destek vermektir. Yani din păcate Şumi ce a zis, știe lucrurile de la noi de acasă. În România nu e așa susținere atât cum e în Turcia la nivelul care e în Turcia. Şu Mudica'nın yani söylemek istediği şeyler tabii ki Romanya'da spora özellikle futbola spora böyle bu kadar büyük bir destek verilmemektedir. Yani onu dikkate çekmek Turcia sportul e o prioritate. Yani Türkiye'de spora öncelik verilmektedir. România deocamdată încă nu e la nivelul care ar trebui să fie și sperăm că în viitor să se schimbe ceva ca noi să devenim iară competitivi la nivel european. Romanya'da maalesef böyle bir öncelik verilmemektedir. Verilmediği için diyor ha şu an Romanya milli takımları, Romanya sporu henüz dünya seviyesinde iyi bir yerde değildir. Așa că felicitări pentru că ei susțin sportul și sportul are o menire importantă, un rol important, o menire, un rol important
în societate de a crea campioni, oameni care să joace, să reprezinte Turcia la nivel internațional. Dolayısıyla buradan da yani Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik ediyorum ki spora bu kadar öncelik bu kadar destek veriyor ki böyle bir destekle ancak dünyada dünya şampiyonu olabiliyorsun. Dünyada şampiyonlar yaratabiliyor. Se creeze campioni. Yani şampiyonlar yaratmak için. Campion care să reprezinte țara. Ve Türkiye'yi temsil etmek için güzel bir şeydir. De formare, cum ar veni. Formare, educare. Yani bunların eğitimini, oluşturmasını. E un segment social important al, yani, al fiecare țări. Her ülkenin sportul. Sosyal anlamda çok önem verilen bir konu. Așa că trebuie tratat ca atare. Dolayısıyla buna iyi, güzel bir şey, yani önem verilmesi gerektiğini. O importanță și un respect deosebit. Ve saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bir şeydi. Görüşürüz yeniden sonra. Tamam.